În urmă cu câteva luni, primăria Malu a obținut aprobările necesare pentru derularea proiectului Sistem de Canalizare Menajeră, cofinanțat din Fondul de Coeziune în valoare de 20,1 milioane lei. Proiectul ar fi trebuit finalizat în 3 ani, dar grație unui constructor extrem de serios și a unei echipe de proiect foarte implicată, lucrările s-au finalizat în doar 3 luni și jumătate, nu însă fără peripeții sau probleme, care din fericire s-au rezolvat la timp. Pentru a marca finalul unui proiect de succes, conducerea primăriei Malu, împreună cu societatea care a efectuat lucrarea, proiectantul, dirigintele de șantier și lucrători din cadrul primăriei au organizat o conferință de presă cu invitați speciali. Cu mândrie putem să spunem că încheiem astăzi acest obiectiv. Din punct de vedere fizic, el este încheiat. Astăzi a sosit și, sau mai bine zis, aseară a sosit și autospeciala combinată de vidanjare și spălare MAN de la Mediaș. Și cu aceasta putem să spunem că, într-adevăr, din punct de vedere fizic, obiectivul nostru s-a încheiat. Este un obiectiv sau un dezirat al Comunei Malu de zeci de ani de zile, care astăzi se împlinește și suntem mândri că noi, cei de astăzi, suntem cei care am dus la îndeplinire acest dezirat. Inițial trebuia făcut în 3 ani. Datorită dinamismului domnului primar, s-a găsit această oportunitate de a obține o finanțare nerambursabilă și am fost obligați de prejurări să o terminăm un pic mai repede, în sensul că 3 luni și jumătate am lucrat la această lucrare. A fost și pentru noi o provocare. Colegii mei au depus eforturi foarte mari ca să o realizăm la timp. Domnul primar este singurul primar din județ care și-a asumat acest risc de a se implica în atragerea de fonduri nerambursabile prin programul operațional sectorial de mediu. A urmat o serie de pași nu tocmai ușor, cu înscriere în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Apă, intervenții pentru împrumuturi, aprobări și o serie de greutăți care au trebuit trecute, dar astăzi asistăm la finalizare și e un lucru foarte important pentru locuitorii comunei. Sunt declarat în momentul de față mulțumit că am pus o cărămidă la construcția acestui sistem de canalizare menajeră în Comuna Malu. Sunt mulțumit că tot prin această chestiune, prin această realizare, îndeplinim un deziderat al oamenilor din comună de ani și ani de zile, care toți spuneau că vor canalizare, că vor canalizare. Prin intermediul sistemului de canalizare menajeră și a stației de epurare aferentă, nivelul de trai al locuitorilor din Malu va crește considerabil. Totodată, realizarea proiectului deschide și porțile celor care vor să investească în zonă, având în vedere că s-a realizat eliminarea poluanților specifici proveniți din apele uzate menajere și cele din zootehnie. Pentru a saluta realizarea acestui proiect, la Malu, alături de primarul Eugen Șoavă, s-a aflat și deputatul de Giurgiu Florian Nicolae, un apropiat al comunei și un susținător al proiectelor întreprinse aici. Pe viitor, conducerea primăriei își propune să aducă la Malu și aducțiunea de gaze, alături de realizarea unui complex sportiv, a unor parcuri pentru copii și a reabilitării drumului național 5C.